Devenit deja o tradiție pentru Departamentul de Fizică din cadrul Facultății de Științe, concursul ProFiz 2019 are ca scop creșterea interesului elevilor de liceu pentru studiul științelor exacte. La această testare participă peste 600 de elevi. Concursul constă în 3 teste online și un test final la care vor fi invitați primii clasați în ordinea punctajelor după cele 3 etape online. Rezolvarea acestor teste presupune cunoștințe fundamentale din materia de liceu, precum și de cultură generală din domeniul fizicii. Am ajuns la etapa nouă a concursului online ProFiz. Sunt înscriși peste 600 de elevi din toată țara. Deja s-au desfășurat etapele 1 și 2 online. Chiar acum a început desfășurarea etapei numărul 3 a concursului online, adică joi, vineri, sâmbătă, duminică. Cei mai buni clasați, primii 20-30 de elevi, vor fi invitați în etapa finală pe 18 mai aici, în cadrul Departamentului de Fizică. Anunțarea rezultatelor și premierea se va face pe 18 mai. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor, iar câștigătorii din etapa finală vor fi premiați.